România deține recordul în țările membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește persoanele diagnosticate cu tuberculoză. Conform ultimelor statistici realizate în 2009, în țara noastră sunt 102 cazuri la 100.000 de locuitori, înregistrându-se astfel o scădere semnificativă față de anul 2002. Pentru o lume fără tuberculoză, aceasta a fost deviza sub care s-a organizat conferința de presă a Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Tuberculozei. Tuberculoza reprezintă în continuare o problemă de sănătate publică în toată lumea. Cam o treime din populația globului este infectată cu bacil Koch, iar peste 8 milioane de oameni se îmbolnăvesc în fiecare an, iar 2 milioane decedează. Cu ocazia acestei zile mondiale de luptă împotriva tuberculozei, ne-am dorit ca toți membrii comunității să se implice activ în lupta împotriva acestei infecții. Astfel, pentru persoanele sănătoase, recomandăm cu această ocazie să meargă la consulturile medicale periodice, să-și întărească rezistența organismului prin alimentație echilibrată, prin mișcare în aer liber și somn suficient. În plus, pentru bolnavi, cel mai important lucru este să urmeze tratamentul corect și complet, așa cum este recomandat de specialist, până la vindecare. Personalul medical va depune toate eforturile pentru promovarea consultațiilor medicale periodice, pentru informarea pacienților despre semnele și simptomele tuberculozei. Populația cu venituri reduse este cea mai expusă îmbolnăvirii tuberculoza, făcând ravagii în mediile cu probleme sociale grave. Specialiștii au ținut să sublinieze faptul că, din păcate, autoritățile din țara noastră nu îi susțin financiar pe bolnavii de tuberculoză, așa cum se întâmplă în celelalte state europene. Printre factorii de risc cei mai importanți pentru tuberculoză o reprezintă populația cu venituri reduse, pensionarii cu pensii mici, șomerii, romii, deținuții, persoanele infectate HIV, care reprezintă riscul major, de asemenea reprezintă persoanele cu boli cronice, diabetul zaharat, deținuții, cei care fac tratament imunosupresor, adică scad rezistența organismului, de exemplu cu prednison, citostatice, radiații X. La nivelul județului Dâmbovița au fost tratați în 2010 622 de bolnavi, comparativ cu 725 de pacienți în anul 2009.